Călătorul de la Cluj este la Deva și mă uit așa un pic. Așa. Vreau să văd un pic care e treaba pe aici. Aici cred că sunt pe undeva pe la periferie, să zic așa, pentru că observ în primul rând sunt foarte multe clădiri din astea vechi. Aici I don't know what is happening. Ia uite. Bă, te uiți un pic ce văd acolo. Uite mă, asta sunt stânga, dreapta, nici nu știu. Hai pe aici că e drumul mai bun. Hop, hop. No, ai văzut mă, frate, cum arăta acolo. De asta îți spun că e pe acolo trebuia să iau. Dă-i pace că e bine. Și pe aici reconfigurarea traseului faceți la stânga. Am înțeles. La dreapta, pardon. Vezi, de asta zic că e bine să mulțumești pentru ceea ce ai, pentru că alții o duc mult mai greu, știi? Bă, nu știu, înainte nu eram chiar așa, sincer îți spun. Adică, nu știu, dacă îl vedeam pe unul leșinat pe jos, poate că îi mai dădeam și vreo două picele. Dar acum parcă nu mai îmi vine să fac asta, bă, frate, nu știu, adică... Cred că de la un anumit interval, să zic, înăuntru, în fiecare om, se petrece un chimism, un ceva, nu știu, uite Atlas. Ăștia fac export. Export, auzi, fac extern, dar am înțeles că doar comunitate. O firmă foarte mare. Dar ce m-a amețit ăsta? Sunt pe Google Maps, îți dai seama că ăsta mă duce, zice, ai fost aici? N-am fost, hai că te duc. Păi nu vreau, vreau să merg repede de aici. Lasă că te duc, eu știu un drum. Prin curți, pe la oameni, în sfârșit. Ce să zic aici, domn primar de la Deva, după cum bine observați și cu siguranță și dumneavoastră circulați pe străzile Devei, nu e cam ceea ce ar trebui să fie. Înțelegeți? Valentin duce termopane, duce sticlă, adică sunt niște materiale destul de fragile, aș putea spune, și mi-ar plăcea să aveți în vedere și străzile astea mai la periferie, așa ca să zic. Toată lumea trebuie să beneficieze de bunul comunității, ca să mă exprim liber. Bă, fii atent ce mi-a zis cineva. Bă, nene, nu mă mai uit acum pe telefon, că iar o să mă critici că sunt la volan și că nu știu ce dracu fac, că o pun una pe telefon, în sfârșit. Mi-a zis cineva că eu vreau să-mi cumpăr o rilotă, o rulotă, știi? În timp. Nu acum. Este așa un mic plan pe care cu siguranță mi-l voi îndeplini. Bă, dar ce liniște e pe aici, îmi place, e ok, e fain. Dar, domn primar, nu uitați de străduțe, mulțumesc. Să nu mai cumpăr rulotă, bă, nu râde, că tu te uiți acum la video ăsta. Fii atent ce zice el. Zice, bă, nu-ți mai lua rulotă, ia-l pe matizone, bă, și eu citeam, știi, ia-l pe matizone. Așa. Ci că taie-l în două, îl prelungești și îl faci de 7 metri. Bă, cum te-ai gândit, mă, nene, să-l tai pe matizone? A? Păi, ce fac, îl tai și pun burduf din ăla de troleu care se face așa ca la acordeon. Dar cum te-ai gândit, mă, tu să-l tai eu pe matizone? Mamă, ce fum e și aici, ce mai e aici, nene? A? Zici că aici îi aduce pe aia care nu-s cu minți, frate. Ce-ai făcut? Am furat două babe de porumb. 17 ani aici la lucru. A, am înțeles. Ana... O fi ruină sau ceva? Nu cred. Nu, nu. Ai văzut-o? Blonda în stânga cu câinele, el în dreapta de volan. Dar bravo, fiecare cu personalitatea lui aici. Bă, cum te-ai gândit tu, mă, să zici așa, să-l tai eu pe matizone? N-am mai fost cu el, cred că de vreo aproape 2 săptămâni, bă, băiete. Tot acolo, când trec pe lângă bloc, ce faci, Valentin? Nu mai merge și noi la pescuit? Nu merge noi, nu vezi că plouă. Un weekend o plouă și n-am putut să... Bă, cum te-ai gândit tu, mă, să-l tai eu pe matizone? Vai, mama mea! Eu n-aș putea să fac așa ceva, mă, băiete. Cum să-l tai pe matizone? Păi tu-ți dai seama ce-ar fi? Ioi. Bă, mi intră ceva aici în ochi, dar nu știu ce, în sfârșit. Bă, azi a fost cald. Very cald. Foarte cald. Recompsit când ne doară. Târg auto. Ia uite. Târg auto.
o din asta. Bă, dar loc să-mi iau o rulotă, mai bine mi-aș lua o din aia de hamburger, de pizza, știi ce zic? Că faci treabă și cu aia, și cu sucuri, și cu cafele. Cu cafele eu nu pot să-mi deschid, bă. Știi că sunt aia cu expreso prin oraș, vânzător ambulant de cafea, știi? Ți-ai un expresor, e undeva la 1500-2000 de euro o chestie din aia. Și ți-ai din aia de vânzător ambulant pe 6 luni, pe un an, în sfârșit m-am interesat și de chestiile astea. Dar fii atent, eu nu pot să-mi deschid din ăla cu cafea, mă, ești nebun la cap, eu mor de inimă, dracu, în 2 luni de zile. Tu dai seama câtă cafea din aia beau, că ăla face cafea bună, expresorul ăla. Și nici vânzare nu o să fac, vreți o cafea? Aș vrea o cafea, vă rog frumos, numai că doar ce-am băut eu, pe asta mai am puțină pentru mai târziu. Lasă, vină mâine, că mai aduc eu niște cafea proaspătă. Merge treaba și cu asta, cu mâncarea, merge treaba și cu cafeaua. Din punctul meu de vedere, treaba funcționează cu orice. Atâta timp cât îți dedici timp, energie și tot timpul informare. Deci trebuie să fii tot timpul cu update-ul făcut, știi? Tot timpul trebuie să ai update. Dar tot timpul. Și cu cât citești mai mult despre subiectul despre care te pasionează și business-ul tău, cu atât mai repede vei reuși. Îți fer convins de chestia asta. Asta e un fel de sens giratoriu suspendat, spânzurat, băgat pe dedesubt, că nu prea înțelegi despre ce e vorba. No, hai cu nubirea aia, frate, odată că am aici un om în fața mea. Stai să încetinesc un pic, că după aia ziceți că vă deranjez, da? Faceți parte din aceeași categorie, că și Matizone e tot de acolo. Nu știu, pare așa destul de liniștit aici. Oricum am înțeles că au făcut cetatea DV acolo, este foarte fain făcută. Din ce am văzut pe YouTube, știi? Pentru că n-am fost niciodată personal să o văd. În schimb am fost la Castelul Corvinilor. Mi-a plăcut foarte mult, ți-am mai explicat chestia asta. Nu ți-o mai explic, că probabil deja e prea mult. Îmi plac chestiile astea vechi, bă. Bine, astea vechi nu prea-mi plac, e adevărat. Sau astea la alte. Păcat, bă, păcat că uite, au rămas multe spații nefolosite, neproductive, să zic așa, știi? Au făcut fiecare ce a vrut. Cine a avut informația după Revoluție nici nu avea nevoie de bani, avea nevoie doar de informație, a pus mâna pe tot ce a trebuit. Și golanii s-au făcut deștepți și șmecheri. Ce să zic, cât am văzut aici din Deva, așa și așa, nu sunt chiar mulțumit, ca să zic așa. În schimb, mi-ar plăcea să faceți ceva cu drumurile astea, pentru că, mă repet din nou, de asta vă plătesc, de asta vă plătim, să avem drumuri decente. Eu nu pot să umblu cu sticla pe aici, pentru că îmi sparg sticla. Îți dai seama? N-am cum. Uite, am 63 de kilometri pe oră și uite-te la mașină cum face, ca o barcă. Nu e ok. Serios. Ia uite. Suntem pe apă până la urmă, cred că. Hop. Șoseaua națională. A cui, mă, nene? A cui? Faine fiaturile alea, așa, știi? Dar mi s-au părut destul de scumpe. Am înțeles că sunt scumpicele. Oricum, n-am ce să fac cu ele, că pe Matizone nu îl înlocuiesc. Pe Matizone, dacă eu îl duc acolo la remat, îi iau bateria și zic, Matizone, îți mulțumesc frumos pentru serveală. Când îl duc acolo, tot cu rezervorul plin îl duc. Adică, frate, când mor, să mor cu multa plină. Nu scade deloc rezervorul ăla, nu știu ce cu el, frate. Bă, știi ce mă gândeam să fac? Cum dracu să fac? Bă, dar m-am gândit eu așa un pic. Eu m-aș duce, mă, cu el până la Paris să bea o cafea. Bă, sincer îți spun, am încredere să-l iau pe Matizone și să mă duc până la Paris, să-l duc și pe el să vadă Parisul, bă, băiatule, că n-au fost în viața vieților lui, și să bem acolo o cafea pe Champs-Élysées. Ia uite, cărăm copacul, cărăm copacul, domnul Radu, duce, nene, duce. Bă, asta este la noi în țară, că, exceptând chestia cu mafia și cu astea, adică dacă îți dă amendă, frate, dar o amendă puternică, tu îți dai seama ce legume și roșii are ăsta în solariile alea acolo de la turnul ăsta? N-ai să crezi, nene. Din punctul meu de vedere, sunt foarte nocive chestiile alea, am mai povestit despre ele. Nu vreau să mai povestesc. Cei care au pe blocuri, chiar deasupra, mă rog, etajul 4-3 pe o rază de câțiva zeci de metri, să zic așa, penetrează foarte, în sfârșit, dă-le pace să fie la ei acolo.
Bine că stau la etajul 1, dar nu o să-mi pună unul pe balcon de dracu de nebuni. Uite aici, o chestie faină. Aia e trăsura din aia cu dovleacul, mă, cu povestea aia, mai ții minte? A, pentru copii, te o spui la un copil și se sperie și la sfârșit zice: ce-a fost asta, o minciună? Ce ai, mai ești nebun la cap, era o poveste. De unde dracu ai găsit povestea asta, mă, frate? Ducem lemnul. Cred că-l ducem în pădure, mă. Caro, ia uite și pe ăsta. Am ieșit. Mamă, frate, dezastru și drumul ăsta. Bă, băieți, eu cum duc sticla pe aici, mă, fraților? A? Linde, ăștia-s periculoși cu tuburile astea de oxigen. Cât sudam cu alea, așa mi-a zis ăla: mamă, fii atent cu ăsta să nu sărim în aer. Atâtea filme mi-au făcut, zic: bă, frate, ce dracu, zici că mâine murim, o să explodeze ăsta, dracu. Sudam un pic, mă uitam la ăla. Ce faci? Păi zic, mă uit la ăla. Păi ce te uiți? Păi să nu sară dracu în aer. Păi da, atâta, bă, dar două zile numai de oxigenul ăla mi-a povestit. Să ai grijă aici, Vali, când îți faci asta, să nu fii de untură, de unsoră. Bă, de vaselină, dar zic, cunosc regulile astea, zic, că știu că sunt foarte importante. Că știi cum face pe aici prin hală, uite așa, zboară și termină pe ăștia. Bă, ho, oprește-te! Te-ai uitat la Final Destination, ce Dumnezeu ai? De pornit așa, știi? Că atunci când povestești cu cineva și îți spune chestiile astea negative din toată inima lui, din tot sufletul lui, bă, frate, zici că s-a și întâmplat, nu numai că ar putea fi posibil, există o posibilitate, nu? Știi? Adică zici că deja s-a întâmplat. Deja ai văzut cum a sărit hala în aer, oameni morți pe acolo, ferească Dumnezeu, frate. Așa sunt câte unii de... Nu prea își dau seama când folosesc anumite cuvinte, știi? Sau o anumită tonalitate. Bineînțeles, nici eu nu îmi dau seama de lucrurile astea tot timpul. Dar cât de cât încerc să fiu lucid și să-mi dau seama când... Acum oricum nu dau seama de nimic. Adică când povestesc cu cineva despre un subiect, bă, stai un pic să vedem despre ce e vorba. Trebuie să fim atenți la ce cuvinte folosim. Să nu uși... Uită-te, mă, frate, cât de fain se vede. Nu, no, nene, îți place România noastră, e faină, este? Foarte faină, extraordinar de frumoasă. Piramis, am mai auzit de numele ăsta, Sarmise Getuza Regia, n-am fost niciodată, deși mi-ar plăcea să merg pentru că sunt fascinat de locurile astea mistice. Și cu siguranță există ceva acolo. Uită-te cât de superb se văd. Deci tot așa de aici până în partea aialaltă. Deci știi cum e? Extraordinar de fain. Bă, și norii cum se pun așa după munți. Bă, sunt câteodată niște peisaje din astea, chiar rămâi trăznit, mă, să zic. Nu știu dacă vezi pe geam acolo. Știi? Dar e absolut fantastic. Ia uite-l pe ăsta, iară l-am văzut. Omul ăsta, mă, de la meteo, da. Face reclamă la ălea, la acoperișurile alea. Nu știu, îi place lui, eu cred că și-a făcut casă și și-a pus din alea și e foarte mulțumit, știi? Adică eu așa mă gândesc, că dacă ești mulțumit de un produs, vorbești despre el, nu? Cum ți-am arătat cu croco aia. Eu mănânc croco din aia de behăi, să zic așa. Știi? Și-s mulțumit de produsul respectiv, 80%, pentru că i-am rugat să scoată ăla cu 8, așa, alea mie nu-mi plac, să le pună deoparte.
face un alt produs pentru altcineva care e fan din alea. Da, vezi cum arată și porumbul ăsta, frate, zici că e din alt pământ aici, bă, băiatul. Excelent. Excelent. De-a dreptul fenomenal, mă. O, ce țară faină avem, nene.